pentru că informația este extrem de prețioasă în ziua de astăzi. Pentru că informația este extrem de prețioasă în ziua de astăzi. Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Bogdan și dețin site-ul www.proline.ro, un magazin online pe care puteți găsi discuri și plăcuțe de frână e-book de calitate la cel... nu... e-book. Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Bogdan și dețin site-ul www.proline.ro, un magazin online pe care găsiți discuri și plăcuțe de frână e-book de mare calitate, fabricate în Anglia. Mare calitate! Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Bogdan și dețin site-ul www.proline.ro, un magazin online pe care trebuie să discutăm despre dealerii și serviciurile auto și serviciurile. Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Bogdan și dețin site-ul www.proline.ro, un magazin online pe care puteți găsi discuri și plăcuțe de frână e-book fabricate în Anglia. Iar pe acest canal aș dori să postez clipuri despre tot ce ține de lumea auto. De la cum să-ți cumperi o mașină nouă sau second hand, cum să o întreții, cum să o îmbunătățești și chiar personalizezi în timp pentru a avea o valoare de revânzare cât mai bună. De asemenea, trebuie să discutăm și despre serviciurile și dealurile. Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Bogdan și dețin site-ul www.proline.ro, un magazin online pe care puteți găsi discuri și plăcuțe de frână e-book fabricate. Iar pe acest canal aș dori să postez clipuri despre lumea auto și tot ce ține de ea. De la cum să cumperi o mașină nouă sau second hand, cum să o întreții, îmbunătățești și chiar personalizezi în timp pentru a avea valoarea de revânzare cât mai bună. Trebuie de asemenea să discutăm despre serviciurile auto, cât și despre dealeri, dar mai ales despre greșelile pe care le facem cu toții. Și știți de ce? Pentru că informația în ziua de astăzi este cea mai prețioasă. Gândiți-vă că o informație bună pe care o primești la timp te poate scoti de cheltuieli inutile și îți poate salva foarte mult. Deci, haideți să facem schimb de informații. Aștept să dați un subscribe, un like și ne vedem în zona de comentarii ca să facem cunoștință.